istoria sa, Mihai, domn al țării românești. Măria ta, astăzi 1 noiembrie 1599, Alba Iulia te primește cu mare cinste. Demetrius Navrachi, episcopul catolic, împreună cu transilvaneni, vor să tămâneze cheia cetății de scaun Ardealului. Felicităm în numele poporului pe domn ocazia sosirii sale, îi urăm viață lungă și bogată. Ocazia! Conducul șoas de acum 3 zile a bătut la Schellinger pe Andrei Batori. Steagurile lui stau acum plecate în spatele măriei sale, arătându-și supunerea față de cel prin care iscusință în arta militară a ieșit biruitor. Mihai Voievod, intră azi în Alba Iulia ca trimis și locțuitor al împăratului Rudolf al II-lea. Sunt 4 ani de când a alungat pe turci pe la Giorgio. S-a bătut cu ei la Călugăreni, Târgoviște, București. Cu ajutorul lui Sigismund Bathory, cu cei 6.000 de ardeleni și ai liaței creștinilor, a oprit pe turci să transforme țara românească în pașalâc. A apărat creștinismul, Europa este în siguranță. Intră în Alba Iulia, locțuitor al împăratului, dar rămân nedomnitor. Prin aceste puteri, măria sa scoate un decret deosebit prin care vă păgăduiește mila și iertarea sa la toți deopotrivă. De orice teapă ați fi și care veți depune armele și veți asculta de măria sa și de slujbașii săi. Frați români, amin? Ok, greu. Țara românească este liberă! Am intrat în Ardeal! Ne așteaptă Moldova! E nevoie de unul ca mine pentru a scrie istoria!